Au fost momente de panică pe autostradă din Marea Britanie. Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență pe o șosea extrem de aglomerată din Anglia. Autoritățile au fost mobilizate de urgență la fața locului. Șoferii de pe o autostradă din Marea Britanie au avut parte de adevărate momente de panică. O aeronavă de mici dimensiuni a aterizat direct pe șosea. Avionul a aterizat de urgență pe A40 între Gloucester și Cheltenham, aproape de aeroportul Gloucestershire. Poliția a explicat că aterizarea forțată a avut loc după ce avionul a dezvoltat probleme la motor. În afara pilotului aflat la manșă, în interior se aflau 4 pasageri. Avionul a aterizat pe porțiunea de iarbă care separă cele două sensuri. Pe durata intervenției de circa o oră, traficul pe A40 în zona Golden Valley Pass a fost oprit pe ambele sensuri, provocând cozi lungi de mașini. Aeronava a fost mutată pe marginea drumului, iar fluxul de trafic a fost restabilit. Pilotul și pasagerii au scăpat de feri și nicio mașină nu a fost lovită. Avionul este un Fournier monomotor cu două locuri și a fost fabricat în 1976. Direcția de investigare a accidentelor aeriene a confirmat că a lansat o anchetă privind aterizarea de urgență.